bună, sunt Alina și sunt împreună cu băiețelul meu Filip, care are 8 ani și are acondroplazie. Am avut foarte multe provocări. În primul rând, nu știam foarte multe despre acest diagnostic. A trebuit să citim, să găsim medici specialiști care să ne îndrume pașii. Filip merge la școală, este clasa a doua. A avut nevoie la început de sprijinul nostru, al întregii comunități, dar s-a adaptat foarte bine. Ne-am construit din Lego un avion prăbușit în junglă. Eu, în afară de școală, pe lângă școală, mai fac karate, tenis, șah, îmi place să schiez. Filip este un copil la fel ca toți ceilalți. Este la fel de ambițios, la fel de inteligent. Îi plac toate lucrurile normale pentru vârsta lui și suntem tare mândri de el. Avem nevoie de o legătură mai strânsă între sistemul educațional și cel social. La școală s-au făcut mici modificări, i s-a ajustat scaunul, ghiuveta s-a adaptat, toaleta, ca să poată să fie și el independent și să nu depindă de doamna învățătoare. Toți specialiștii de care avem nevoie ar trebui să fie într-un singur loc, atât medic cardiolog, cât neurolog, cât ortoped, genetician, în același spital. De când îl am pe Filip, am conștientizat că nu sunt singura care mă confrunt cu această problemă. Așadar, vă invit să vă alăturați mișcării internaționale de boli rare.